El pleacă mai des peste hotare, dar are o relație frumoasă cu fiica sa. Momentele tată-fiică sunt întotdeauna uimitoare, exact așa cum este și relația dintre campionul Ion Cuțelaba și fiica lui Amelia. Aceștia mai nou fac sport și luptă împreună. Sincer, consider că e foarte bună. Nu e numai doar tată și fiică, dar este și prieten și prietenă. Dar știi, tot ce este fricasa că să nu fiu un tată rău, știi? Eu cred că e ceva bine, e ceva corect. Mă stăriu să fiu un tată exemplar pentru ea și pentru a doua fiica mea tot. Și micuța Amelia ne-a dezvăluit ce face tatăl său, campionul Ion Cuțelaba, atunci când lasă ringul de luptă și ajunge acasă. Joacă cu el, cu mine. A făcut acum ceva timp gimnastică estetică, dar se pare că e inspirată de tatăl ei, așa că a decis să pășească împreună cu el în sala de antrenamente. Ei îi place... E tare deseori mi-a spus, tata, hai că mă iei cu tine la antrenament, te rog, ia-mă cu tine la antrenament, da? Ești fericită că am fost la antrenament? Da. Da, e fericită, de acum vrea să fii. Ce vrei să devii tu? Luptător? Da. Luptător. Totuși, luptele marțiale sunt un tip de sport pe alocuri și periculos, dar când dorința e mare, restul sunt tăcere. Nu e tot, îmi place acest sport. Ion Cuțelaba încurajează pasiunea fiicei sale, deși e conștient că poate fi doar pentru o perioadă. Păi, să fiu bucuros dacă să-i placă, că în stilul nostru, în arti marțiale mixte, sunt parte feminină care arată o luptă foarte frumoasă și nu lasă concurență chiar și la acești bărbați. Eu am întrebat, tati, dar tu vrei să te lupți așa ca și tăticul? Eu am spus... Da, tata, vreau, dar nu vreau cu băieți, mă lupt. Eu zic, nu, doar cu fetiță să te lupt. Am fost curioși să aflăm și reacția soției la decizia Ameliei. De la început, eu chiar făceam glume câțiva ani în urmă, zic, ce zici, să fii cumva fetița noastră? Care? Nu, nu se poate și gata. Și eu, desigur că așa. Și e că acum, știi, nu știu, merge cu mine la antrenament, ei spune lui mami că vrea și nu spune nimic. Ion Cuțelaba ne afirmă că orice copil trebuie încurajat să facă și să încerce ceea ce îi place, iar părinții sunt cei care duc răspunderea pentru exemplul pe care îl oferă. Tot pentru un copil e o dezvoltare nu cât fizic, cât și moral, atât pregătește o personalitate pe viitor. Așa că eu îndemn, spun toți părinților, nu contează ce sport, ce stil de sport, contează copilul să aibă, hai să spunem așa, în tonul. Copilul trebuie să aibă de la cine să ia exemplu.